Doamnă președintă, dragi colegi, am ascultat cu atenție prezentarea stării uniunii cu realizările și sunt de acord cu multe dintre priorități. Dar haide să nu ne facem că nu vedem elefantul din cameră. Blocarea spațiului Schengen pentru România și Bulgaria încălcând tratatele nu e un subiect secundar. Ca român nu văd cum putem avansa împreună pe aceste priorități, câtă vreme Consiliul are o datorie față de 27 de milioane de cetățeni ai Uniunii Europene, români și bulgari, cărora li se refuză un drept prevăzut de tratat. Comportamentul abuziv și sfidător al Guvernului Austriei nu poate continua. E de ajuns. INAF is INAF.